Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Ieri au avut loc alegeri la Bălți, Bălțiu și-a ales primarul, dar e vorba despre o victorie sau nu, discutăm despre asta și alte alegeri, inclusiv cele din stânga Nistrului, în prima parte a emisiunii de astăzi. Invitați la Cutia Neagră sunt domnul Teo Cârnaț, doctor habilitat, întreb, bună seara! Bună seara! Domnul Corneliu Ciuri, analist politic, bună seara! Bună seara! Îl așteptăm pe domnul Radu Marian, deputat PAS. Dar vom începe discuția cu primarul ales al municipiului Bălți, domnul Nicolae Grigorișin, care este în legătură cu noi prin Skype. Domnule Grigorișin, bună seara! Bună seara! Vreau să vă întreb despre victoria pe care ați obținut-o ieri la Bălți. Ați fost votat de 7.000 și un pic de cetățeni din municipiul Bălți, din totalul de peste 100.000 de cetățeni din Bălți cu drept de vot. Este asta o victorie autentică sau este un fel de victorie a lui Pirus? Domnul Рацу, я считаю, что это победа, и когда вы говорите 100 тысяч людей, которые должны были участвовать в выборах, в Бельцах никогда не участвовало 100 тысяч бельчан в выборах, участвовало максимум это 45 тысяч в 2015 году. Dar nici n-am avut niciun primar cu 7.000 de voturi. Spuneam că dar nici nu am avut niciodată un primar ales cu 7.000 de voturi, nu? La Bălți. Вы понимаете, эти выборы так затянулись, что если бы еще их тянули еще дальше, то я думаю, еще бы меньше вышло бы людей. Это раз. Второе, это то, что когда партии партия преступников объявляет, делает в день выборов в Бельцах концерты и призывает людей портить бюллетени, и им власть это разрешает делать, то как это называется? Когда партия социалистов призывает портить бюллетени, партия, которая украла миллиард, призывает портить бюллетени. И люди просто уже устали от этой вот этой грязной кампании, которая была в эти выборы, которые били только в одного кандидата, это в меня, все участники кампании, все до одного, и социалисты, и шоровцы, все в меня били и атаковали только меня. Почему сегодня, когда призывают с площади не идти на выборы, портить бюллетени, почему власть сегодня не отвечает этим преступникам кражи миллиарда? Почему они не реагируют на... Domnule Grigorișin, domnule Grigorișin, autoritățile cumva au reacționat în momentul în care au exclus din cursa electorală unul dintre candidați, acel despre care dumneavoastră spuneți că e implicat în furtul miliardului și alte chestii. Eu vă întrebam despre altceva. Dumneavoastră ați fost primar sau viceprimar de Bălți timp de 4 ani de zile, ultimii 4 ani de zile. După ce v-ați aflat la conducerea municipiului Bălți, să fiți votat doar de 7.000 de persoane din Bălți, vi se pare normal? Dincolo de tot sabotajul, dincolo de toate chemările de a nu ieși la vot pe care le-a făcut Marina Tauber și socialiștii, dumneavoastră aveți votanții dumneavoastră personali. Unde sunt oamenii care v-au apreciat calitățile și profesionalismul din funcție? Că nu erați un necunoscut pentru Bălți, nu? Sunteți cunoscut. Да. Я, да, правильно вы говорите, я работал с 18 года, и за эти три года я показал свои профессиональные навыки. У меня есть свои избиратели, которые меня поддерживают. Но, извините меня, когда избирательная кампания проходит все в одного кандидата, когда власти не реагируют на то, что, как вы говорите, Марина Таубур пришла и нарушила все законодательные базы, которые сегодня можно использовать при выборах. И даже ту мелочь, когда у меня представители Промолекс проверяют топливо, договора на машину, а у нее не замечают расходная часть 1000 лей, указано всего на потраченный бензин, я считаю, это ненормально. Интеллект, когда они проводят день выборов в концерты... Pe asta deja s-au expus autoritățile. Toate încălcările legate de modul în care au cheltuit banii în campanie electorală, ce au scos din finanțare, ce nu au scos.
Pe asta s-a expus deja Comisia Electorală Centrală și instanțele de judecată. Acum discutăm despre dumneavoastră. Marina Tauber nu a participat la alegeri, ați participat dumneavoastră. Fiind o persoană cunoscută de locuitorii din Bălți. Locuitorii din Bălți 4 ani de zile v-au văzut activitatea în conducerea acestui municipiului. Și cu toate astea au votat doar 7.000 de persoane. Dumneavoastră ați făcut o declarație după închiderea secțiilor de vot, că în sfârșit s-a încheiat această campanie care a fost cea mai murdară și mincinoasă din istorie. Să câștigați alegerile într-o astfel de campanie pe care o considerați cea mai murdară și mincinoasă în istorie, credeți că vă onorează? Я еще раз говорю, что я выиграл выборы заслуженно. Люди, которые вышли вчера на голосование, они выразили свою волю, и в процентном отношении это 80%. Я считаю, что это нормальный результат. У меня есть 2 года завершить те проекты, которые я начал, представить людям я сегодня бельчан услышал то, что сегодня хотят видеть бельчане. Мы представим бельчанам новую команду, мы представим новые социальные проекты для того, чтобы в Бельцах жить было более комфортно. Am înțeles. Domnul Cârnaț are o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Grigorișin. Domnul Grigorișin, istoria apariției acestor alegeri la funcția de primar de Bălți a fost în felul următor. Liderul dumneavoastră, Renato Usatăi, nu a fost votat în cadrul alegerilor parlamentare. El ca să arate precum că e democrat, precum că cei de la Bălți nu au votat, a demisionat din funcția de primar al municipiului Bălți. Dumneavoastră ați fost votat cu 7.000 de voturi de peste 100.000. Uitați-vă că 93.000 de persoane la Bălți vor spune că nu sunteți primarul lor. S-ar putea să vă conteste legitimitatea în funcția de primar al municipiului Bălți. Dumneavoastră veți urma același exemplu ulterior, cum a făcut Renato Satei. Se demisionați din funcția de primar de Bălți în legătură cu faptul că, uite, 3 ani de zile nu v-au apreciat lucrul cei de la Bălți. Домн Григорьевичем. Я не ушел, когда Плохотнюк был у власти, когда меня подвергали тем нападкам, меня и мою семью, и я бельчан не оставил. Я очень люблю свой город, и я никуда отсюда не уйду. Как вы говорите, 93%, а давайте по-другому посчитаем, что меня избрали 84% голосующих. Люди, которые не вышли на выборы, ну, не смогли выйти, устали люди, надоели им выборы. Но тем, кому не безразлична судьба Бельц, они вышли и они высказали свою волю. Deci dumneavoastră credeți că aceste rezultate ale alegerilor trebuie validate, nu e nevoie de repetat alegerile din Bălți, pentru ca primarul acestui municipiu să nu-i fie reproșat faptul cine ești tu, pe tine te-au votat numai 10% din oameni. Еще раз, domnul Рац, значит, эти выборы законные, эти выборы, я уверен, будут утверждены судом. Я не нарушил ни одного пункта избирательной кампании. Ко мне к одному не было никаких претензий со стороны ЦИКа, ни со стороны силовых органов. Я сделал все честно, правильно и транспарентно. De acord, noi vorbeam despre reprezentativitate. Я не считаю, что другие бельчане будут говорить мне, что кто ты такой, или я избран там не тем количеством голосов. Кому не безразлична судьба Бельц, они вчера вышли на выборы. И они отдали свой голос в поддержку меня. Даже если посмотреть, что социалисты и шоровцы предлагали портить бюллетени, они испортили всего лишь 2000 экземпляров бюллетеней. Значит, так. У них рейтинг, я думаю, очень сильно упал. Если две политические силы людям предлагали выйти и испортить бюллетени. И всего лишь 2000 испорчены. Значит, разочаровали. Adică trebuie să luăm în calcul și pe cei care nu au ieșit să voteze. Chiar dacă nu e vorba despre 100%, cum spuneați dumneavoastră, că la Bălți niciodată n-au votat 100%, dar în primul tur la vot au participat 30%, data asta doar 10%. Mai am o întrebare la dumneavoastră. Credeți că veți avea sprijin în Consiliul Municipal? Consilierii vă vor susține? Veți avea o colaborare cu ei? Domnul Рац, я в прошлый раз на вашей передаче
говорил, что меня поддерживают 23 муниципальных советников из 35. Адică rămâne valabil. Даже уже 24. Uh-huh. Адică rămâne valabil ceea ce ați spus data trecută. Veți avea o conlucrare bună cu cei din Consiliul Municipal. Nu o să fiți sabotat de cei din Consiliul din Bălți. Nu o să fiți obstrucționat de el, de ei. Domnul Rață, у меня полное сотрудничество с муниципальными советниками и большинство муниципальных советников поддерживают меня. Am înțeles. Și ultima întrebare e саботажа не будет. Am înțeles. Ultima întrebare e o curiozitate. Noi ne-am uitat în sfârșit peste declarația dumneavoastră de avere. Declarația acolo un ceas de jumătate de milion. De unde așa ceasuri? Nu, domnul Rață, я же не скрываю, я же не украл ничего, я не скрываю. Мне на 45 лет подарил часы Ренату Сатой. Pentru ce așa cadouri scumpe? Pentru ce? Ну, дружим с ним с 1997 года. Первые часы мне подарил мой покойный отец, которые также задекларированы в декларации. Это было 30 лет, на 30-летие мне, когда мне был 30 лет юбилей. Вторые часы подарил Ренату Сатой на 45 лет. Am înțeles. El a mai făcut și la alții... Назад, мне сегодня 50. Am înțeles. Dar și la alții colegi de dumneavoastră le-a făcut așa cadouri scumpe. Am înțeles. Domnul Grigorișin, vă mulțumesc pentru intervenția în emisiune. Vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumesc mult. Mulțumim. Noi rămânem să continuăm discuțiile în studio exact pe același subiect, legat de reprezentativitatea și legitimitatea primarului ales în Bălți. Legal totul este corect. Cecu a zis, nu s-au făcut încălcări care să pună sub semnul întrebării dacă trebuie să nu validate aceste alegeri. Promolexul, care au monitorizat de asemenea, au spus că totul este ok. Acum întrebarea este, un primar ales cu 7.000 de voturi într-o localitate în care există peste 100.000 de oameni cu drept de vot, va avea respect din partea acestei societăți? Va avea legitimitate în ochii cetățenilor din această localitate? Da, bună seara. Bună seara, domnul pentru, Marian. Pentru da. Invitație. Într-adevăr, această prezență extrem de slabă la vot denotă faptul că oamenii cumva s-au dezamăgit în acel proces electoral care a avut loc la Bălți. Întotdeauna este obositor să ieși continuu la vot. Este cumva, mă rog, o regulă, dar în același timp arată că ceea ce s-a întâmplat acolo în campanie, acea încălcare flagrantă a legii, a legislației, a finanțării ilegale campaniilor, a dezamăgit, a descurajat oamenii la fel de mult. Eu cred că mai grav decât prezența scăzută la vot ar fi fost să continui să tolerezi cumpărarea voturilor, finanțarea ilegală. Ori noi atâta timp vorbim în țara asta despre alegeri libere și corecte și finanțare corectă și nu era deloc ok să se fi tolerat în continuare acest lucru. Da, e ok că instituțiile statului au intervenit și au scos acel candidat electoral din cursă. Au făcut-o târziu, într-adevăr, dar au făcut-o până la final. Și această prezență mică trebuie să fie o lecție pentru noi toți. Să asigurăm un proces electoral corect de la început, în momentul în care există încălcările să fie sesizate și penalizate la timp. Adică dumneavoastră credeți dacă penalitatea se aplica mai devreme, noi n-am fi avut ceea ce am avut în turul 2. Prezență slabă, candidați cu puține voturi luate. Inclusiv, aici știți cum, putem să discutăm foarte mult, dar asta este o realitate confirmată, am avut finanțare ilegală, un candidat a fost scos, oamenii cumva au rămas dezamăgiți de toată toxicitatea acestui proces și foarte mulți nu au venit la vot. Da, sau nu neapărat numai de asta au fost dezamăgiți oamenii. Domnul Crăț. Domnul Marian, uitați-vă că democrația înseamnă că puterea aparține poporului, dar această putere el și-o exprimă în timpul alegerilor, care trebuie să fie direct, secrete, libere, exprimate. La fel și candidații care au fost admiși în cursă electorală, în baza unui cod electoral, sunt tratați în baza unor principii, mai ales principiul legalității. Și uitați-vă că aceste organe electorale care noi le-am creat în conformitate cu codul electoral, trebuie să fie un fel de supervisor, dar să nu se implice
în voința poporului care este exprimată în timp... Dumneavoastră sunteți jurist, așa? Da, dăm voi, domnul Marian. Care este exprimată în timpul alegerilor. De obicei, să admitem că organele statale care fac acest supervisor nu sunt în Republica Moldova și trebuie de ales un șef la o întreprindere, un șef la organizație, un șef de grupă. Atunci, cum au votat membrii acestui grup, pe același lider l-au ales. Numai că vedem că aceste organe electorale trebuie să respecte întocmai unele principii de organizare și petrecere a alegerilor. Principalul principiu care stă la baza acestui alegeri este principiul autenticității și principiul tratării egale a concurenților electorale. Eu la fel sunt jurist și spun, odată ce ai încălcat legea, dura lex, sed lex. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Numai că în alegeri și în aspectul civil sunt două lucruri incomparabile. Nu întâmplător în alegeri nu avem comisie electorală centrală. Iar acel care a încălcat legea este dat la răspundere civile, penale, administrative, contravenționale, din organ unic, special și specializat, cum sunt instanțele de judecată. În cazul nostru, în raport cu un concurent electoral, dacă el a fost admis în curs electorală și a încălcat legea, Comisia Electorală Centrală era obligată să nu autentifice sau să nu valideze primul tur de scrutin. Asta e. Cel mai grav este aici, să nu valideze primul tur de scrutin. Odată ce tu ai validat primul tur de scrutin, înseamnă că tu ai închis ochii la cele încălcări de lege care s-au comis în primul tur de scrutin și în cele de urmă a spus, da, s-au încălcat, îi admitem domnul, în turul doar de scrutin. Așa se tratează. Ați urmărit foarte bine în... Eu am urmărit foarte bine, eu vorbesc acum conceptual, domnul Marian. Nu știu ce validare a fost a primul scrutin, au apărut dovezi, au făcut probe, au apărut informații. Vă amintesc, codul electoral, articolul 73, alineatul 5. Anularea înregistrării se aplică la solicitarea CEC, și aici sunt mai multe motive, inclusiv folosirea de către concurent electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor. Eu nu pun în doială lucrul acesta. Eu de acord cu dumneavoastră. Ce să excludă acest concurent dar electoral? Dar un moment, la momentul când tu validezi, un moment, când tu validezi primul tur de scrutin, tu ai informația respectivă, pertinentă și obiectivă, precum că s-a utilizat fonduri nedeclarate. Dar dacă nu ai... Nu, un moment. Odată ce tu ai validat primul tur, de acum ai șters cu bureta aceste încălcări și ai admis concurenței în turul 2. Mai termin, după ce ai terminat dumneavoastră. Să admitem lucrul acesta că ai admis. Atunci când tu ai depistat lucrul acesta în turul 2 discutând, tu calculezi termenul. De momentul când tu l-ai admis în turul 2 de scrutin, vezi într-adevăr este fonduri nedeclarate sau nu. Fiindcă pedeapsa care a aplicat-o CECO în raport cu concurent electoral este disproporționată în raport cu acțiunea care a făcut în turul 2 de scrutin. Fiindcă dreptul de a fi ales nu în drept absolut. El poate fi limitat, el poate fi scos din cursă, dar tu îi aplici o pedeapsă în proporție ce el a comis în raport cu participare. Care este acea pedeapsă în care să iai decizia că trebuie exclus? Un moment, dacă tu le-ai admis în turul 2 de scrutin, atunci mergea pedeapsa avertisment și nici de cum tu scoți din cursă domnul un Cârnaț, concurent. Vreau să intervină numai, și domnul Ciurea. Ultima concluzie. V-a ascultat atent. Și uitați-vă. Învârtim în jurul legii, domnul Cârnaț. Unde a fost Comisia Electorală Centrală. Eu nu am văzut comunicat de validare, dar chiar dacă a fost, s-a sesizat probe. Domnul Marian, un moment, chiar dacă s-a validat, chiar dacă a fost scos din curs electorală, s-a contestat în instanța de judecată. Și întrebarea, știi din ce cauză judecătorii nu au spus că această hotărâre a CEC-ului este ilegală? Fiindcă s-au temut de evaluarea extraordinară care urmează să fie în timpul cel mai proxim. Aveți probe sau aveți avocat, o bănuială că așa s-a întâmplat? De... jurist, legea spune foarte clar cum puteți să interpretați o lege care spune clar că un concurent electoral în momentul în care
nu raportează finanțarea sau depășește plafonul, pedeapsa este, citez, excluderea din cursă. Eu vorbesc că această depășire a fost spune, dumneavoastră sunteți avocat și nu este ok discutin. Să îmblați în jurul legii. Haideți să ascultăm părerea domnului Ciurea. Să aveți 20 de păreri, dar legea spune foarte clar. Nu, dar un moment, dacă odată s-a depistat că în primul tur s-a încălcat legea, nu trebuie să fie validate alegerile. Și acum, ultima, și anume, din cauza respectivă, aceste alegeri de la Bălți, din punctul meu de vedere, ele nu suport nicio critică referitor la legitimitate. Suportă în ce sens? În sensul că, din punctul meu de vedere, ele nu corespund legitimității organizării și petrecerii unor alegeri la funcția de primar. Nu corespunde. De ce? Fiindcă, chiar dacă s-a modificat codul electoral și a spus că participă 1 sau 2, 3 persoane, din punct de vedere reprezentativității, tu, ca și primar, a raport cu 100 de mii de persoane, aceasta este 9 sau 7%. Reprezentativitate, de acord, sunt mari întrebări, dar de legitimitate, haideți să vorbim. În moment, care e cel mai principal la primar? Reprezentativitatea și legitimitatea. Cecul trebuie să interpreteze lucrurile în mod legal, așa cum spune legea. De ce dumneavoastră, așa cum sunteți avocat, îmblați în jurul unei legi care spune foarte clar un lucru? Dumneavoastră, am să vă întrerup ca să interveniți. Democrația. Vă rog. Democrația face cu cumpăratul de voturi și cu bani și cu mită. Referitor la cumpărare, trebuie să o faci în primul tur, să nu validați primul tur rescuten. În caz contrar, într-o poze se vede că autoritățile publice au intervenit în acest proces și au furat dreptul cel la Bălți ca să-și aleagă primarul în conformitate cu principiile democratice. Trebuiau să acționeze mai devreme pentru că gata, asta e greșeală. Super. Și ce trebuie de făcut semnale, așa greșeală? Semnale. Nu trebuie să validate primul tur discutind dacă s-au depistat lucrul acesta. Stați un pic. Dacă este un concurent electoral care încalcă legea și ceilalți nu li se constată încălcarea legii, evident că se exclude anumit concurent electoral. Trebuia să fie făcut mai devreme pentru că erau semnale înainte de alegeri. De acord, și este o problemă care cumva o îmbrățișez și sunt de acord cu ea. Dar, repet, avem o încălcare evidentă, confirmată și legea spune foarte clar. Cecul nu avea nimic altceva de făcut decât să excludă acest acum candidat. Acum explica asta 93.000 de la Bălți? Că Cecul a avut dreptate. Domnule, cei de la Bălți au boicotat aceste alegeri. Eu să le spun tuturor cetățenii Republicii Moldova și tuturor concurenților vreau electorali să aud toți invitații. Finanțarea ilegală nu poate fi tolerată. De aceea și organele trebuie să acționeze nu tardiv. Regulile de joc trebuie să fie când vezi concurentul electoral are șansă să devine primar, atunci nu reacționăm. Dacă a încălcat legea, tu trebuie să fii prompt, documentat și poftiți. Și dacă nu ai fost prompt, ce faci? Atunci asta e problema autorității publice care nu reacționat pomp. Asta e problema. Le-a admis, le-a validat. Nu știu câte ori trebuie să luăm publicitate. Revenind după publicitate cu domnul Ciurea, după asta vreau să trecem și la alt subiect, la alegerile din Stânga Nistrului și ce s-a întâmplat acolo cu cine a fost prezent la inaugurarea liderului nerecunoscut la Tiraspol, dar asta după publicitate. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. And frosty vin sărbătorile la TV8. Sărbătorile
la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin, vin sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Vin, vin sărbătorile la TV8. Vin, vin sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin, vin sărbătorile la TV8. Sărbătorile la TV8. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In a frosty. Vin, vin sărbătorile la TV8. Vin, vin sărbătorile la TV8. Vin, vin sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dance
dancing and prancing in Jingle Bell Square. In frosty air. Vin, vin sărbătorile. Am revenit în studio, domnule Ciurea. Da. Vă rog să vă expuneți dumneavoastră. Bun, eu pe scurt, aici sigur că domnul Cârnaț a avut un meci de disputat cu domnul Marian pe chestii juridice. Eu nu vreau să intru în chestiunile juridice, pentru că dacă te bagi acolo, bun, eu cred că domnul Cârnaț are dreptate, dar ascunzi fondul chestiunii. Ori din punct de vedere politic, și asta mi se pare important, puterea nu a dorit-o pe Marina Tauber în turul 2, nu a dorit ca doamna Tauber să câștige aceste alegeri și din cauza asta a găsit instrumente pentru a o scoate din cursă și o fac cumva... A găsit sau a inventat? Existau aceste argumente? Bun, ele existau, ele au fost introduse la început de această putere, aceste instrumente de a sancționa pentru încălcările. Nu existau anterior, nu existau legislație. Au fost introduse în ultimul timp. Ele nu au existat. Până acum, pur și simplu, ce că închidea ochii la toate lucrurile astea? Nu. Codul electoral prevedea și a prevăzut lucrul acesta. Sancțiuni. Problema este că până acum ce nu vedea, el era orb. Inclusiv și excluderea concurentului electoral. Nu, dar eu recunosc că aceste prevederi existau. Deci s-au folosit de aceste prevederi. Și bun, discuția a fost proporțional sau nu proporțional, dar nu asta este discuția. Discuția este că puterea a avut nevoie să scoată pe Marina Tauber pentru niște încălcări, totuși, din punct de vedere a meu și a celor care fac campanie electorală, minore, pentru că acest lucru nu a influențat rezultatul alegerilor. Și de aici această nemulțumire care există în societate, nu din cauza acestor încălcări juridice. Eu nu cred că lumea se supără că a fost încălcată legea sau n-a fost încălcată legea, că probabil legea n-a fost încălcată. Același lucru s-a întâmplat și cu domnul Năstase. Asigur aici, domnul Cârnaț poate să discute. A fost încălcată atunci legea sau folosit? Tabăr, eu compar, domnul Mare. Dar ce comparați, Năstase? Mie mi-e tare curios să înțeleg. Cum de asta puteți compara? A vrut puterea să-l scoată pe domnul Năstase și l-a scos să invalideze. Cum a scos? Folosindu-se de lege. Pentru încălcare. Pentru încălcare. A comis atunci Năstase încălcare? Din punctul meu de vedere, eu am argumentat acest lucru. Făceam același lucru. Atunci făceam, trimiteam la lege. Pentru că exista același lucru. Mie îmi pare rău că dumneavoastră. Mi se pare o insultă față de reveniți la acel subiect. Dar eu spun că... Nu, pentru că eu vreau să înțeleg. Atunci când se compară două lucruri care mi se pare total necomparabil. Într-un caz e vorba despre ascunderea unei cheltuieli, depășirea plafonului electoral, asta este o chestie, da, constatată de CEC, și alta este să câștige alegerile, să se ducă în judecată și să fie scos, să fie anulate rezultatele alegerilor. Care neregulă? Dumneavoastră iarăși mă împingeți în zona juridică, dar eu vă spun că eu nu vreau să discut pe chestii juridice. Eu vă spun politic, a fost intenția guvernării de a o scoate pe Marina Tauber. Și din această cauză a fost implicat și SIS-ul și alte organizații pentru a găsi aceste neregulă. Adică dumneavoastră credeți că puterea s-a dus la judecător și a zis, dați această sentință. Eu nu știu cum se face, domnul Cârnaț poate să spună mai exact cum poate a telefonat. Puterea nu poate să vină. Trebuie să există căi foarte clare, așa cum se făcea și pe timpuri. Și aceste căi... Noi nu știm cum se făcea concret pe timpuri. Nu știu. Asta știți cum se atâta făcea. Timp ați vorbit noi am bănuit, noi niciodată acum n-am afirmat că știm, că n-aveam probe. Acum bănuiesc și eu. Dacă îmi permiteți, nu m-am făcut o leacă de pasare. Uitați, facem o similitudine dintre Andrei Năstase, puțin facem, și Marina Tauber, și uitați-vă că e implicat la mijloc sistemul judecătoresc. Nu, eu vorbesc pe... Eu de ce pornesc? Sistemul judecătoresc. La Andrei Năstase acolo a fost o gravă încălcare a democrației și a dreptul cetățeanului, deci la lege primarul. L-am ales, chiar fără validarea instanței de judecată și așa mai departe, el trebuie să fie primar din municipiul Chișinău. Andrei Năstase se duce în primărie și spune că eu sunt primarul ales. Și punctul. Dar uitați-vă instanța de judecată, cum am spus noi, verdelizarea sistemului judecătoresc. Având un vot democratic exprimat, printr-o hotărâre a instanței de judecată, a dat peste cap întregul acestui vot.
Acum facem paralel, numai și Curtea de Apel, cel mai interesant, e Curtea de Apel. A validat hotărârea instanței de fond, s-au lăsat-o că ilegală. Dar cel mai grav e Curtea Supremă de Justiție. Că a spus, domnilor, pe cazul Andrei Năstase, totul este corect, l-au scos, că nu l-au validat la funcție de primar general. Uitați-vă la aspectul de acum, Marina Tauber. Instanța de judecată, la fel, a primit această plângere, a examinat-o în regimul acesta de urgență. Mi-mi place că aceste litigii în regim de urgență. Însă, din punctul meu de vedere, pedeapsa este disproporționată din punct de vedere a dreptului omului. Fiindcă dreptul de a fi ales este un drept constituțional. Instanța de judecată trebuia să cântărească, spună la mijloc justiția, dreptatea și nici de cum aspectul acesta. Nu sunt de acord. Interveniți după asta. Referitor la Curtea de Apel. La Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, eu sunt de părerea că Curtea Supremă de Justiție trebuia să pună dreptate justiția pentru aceasta să ei sunt făcute. Dar eu bănuiesc că în timpul cel mai apropiat se apropie această evaluare extraordinară, externă a judecătorilor. Și eu știu că am lucrat în CSM. Orice judecător, cât el de onest n-ar fi, când știe că se așteaptă că va fi verificat, numai decât va da o hotărâre, fără să fie telefonat. După principiul ăsta, domnule, dacă niciun act emis de stat nu trebuie contestat în instanță, pentru că noi din start o spunem sub semnul întrebării orice decizie a instanței din cauza unei posibile loialități. Mariana, dar când am avut o evaluare extraordinară externă în fața unei campanii electorale? Dar de ce credeți că un judecător onest trebuie să teamă de sistem? Dar eu v-am spus că toți judecătorii trebuie să teamă de demisia. Care nu se tem de evaluare. Mariana, nu se tem. Eu am spus tot trebuie să teamă de demisia din sistemul judecătoresc. Fond, ce scuze, Mariana? Da? Fond. Deci în fond, noi avem o încălcare gravă a legislației electorale. Finanțarea la negru a campaniei, da, dar vorbim și depășirea plafonului. Proporțiile deci, în care s-a în fond, noi nu putem tolera astfel de alegeri și astfel de democrație. Pentru că nu există democrație în așa sens. De asta și noi avem problema asta. Cea mai mare problemă a democrației în Republica Moldova era până recent, pentru că partidele se finanțau ca niște SRL-uri și alegerile se finanțau așa cum se finanțau, din culioace, așa cum se spune în popor. Deci asta este în fond problema. Nu putem să tolerăm astfel de mod de a face politică. Și acum comparația asta cu Andrei Năstase, care tot ce a făcut el a fost să cheme lumea la alegeri duminică și să faceți comparație între asta și a finanța ilegal o campanie, mi se pare o insultă la adresa oamenilor care realmente s-au dus la vot la Chișinău. Da. Dar vedeți că nu vi se pare că oamenii sunt nemulțumiți și la Bel și în toată țara. Sigur de că sunt nemulțumiți, evident. Dar nu din cauza banilor, dar nu din cauza felului în care a procedat cecul și instituțiile și bănuiala rezonabilă că în spate stă puterea pe care o reprezentați. Mariana, cel mai strașnic, știi care este? Chiar e strașnic aici. Că lovituri de palmă în ultimul timp au apărut foarte mult la adresa puterii. Cu avocatul poporului, lovituri de palmă ați primit, cu legea procuraturii, o palmă ați primit, cu Stoienog, o palmă ați primit, acum își fac concluzia. Referitor la Bălți, că au participat numai 7% să alege pe Grigori, 7.000, la fel o palmă. Nu, domnule, hai să ne oprim la procuratură. 9,98 aici. Credeți că nu este normal ca procurorul general să fie evaluat? Nu, eu nu problem de evaluare. Dar despre ce vorbesc atunci? Eu vorbesc de... Haideți să întrebăm în detalii. Nu, eu vorbesc de... Acum vorbesc de palme, după ce întrebăm în detalii. Și după aceste palme în box, după ce poate fi knockout. Deci nu e bine astfel de multe palme. E bine... Box, palme, nu știu, cred că ați greșit alea. Nu, eu vorbesc că în box duce knockout după atâtea palme, știi? După palme, dar deci, punte, da, ok. Nu, s-ar putea și după palme dacă nu ești bine antrenat. Reforma justiției este dureroasă. Luptele sunt evidente, crâncine și nimeni nu a spus că o să fie ușor. Da, să fac și greșeli, evident. Întrebarea este dacă luptele vor continua. Deci, dacă totul se termină la ce s-a întâmplat la Bălți, și nu se mai întâmplă nimic legat de finanțarea ilicită a partidelor politice, senzația și pe bună dreptate a publicului va fi că puterea, într-adevăr, a vrut să scoată un candidat din campanie electorală. Dacă vorbim despre corupție politică, atunci anchetele trebuie probabil să continue și să înțelegem cum sunt finanțate partidele în Republica Moldova. Noi am văzut o listă foarte mare, inclusiv în această campanie electorală de susținere a candidatului partidului Șoc. Cred că și ceilalți, din păcate la ceilalți n-am văzut cine au fost cei care au finanțat campanie, printre care sunt educatori de grădinițe, șoferi, măturători, oameni care nu e clar, vor avea o posibilitate să susțină sau nu. Va merge mai departe cu controlul CECU și instituțiile abilitate, fiscul și cine mai trebuie să facă? Dacă da, și dacă pot să ne aducă mai multe probe care să
demonstreze că, într-adevăr, s-a fraudat, într-adevăr, au existat finanțări ilicite, e o situație. Dacă tot se oprește aici... Da, exact. Și noi îndemnăm instituțiile de stat să-și facă treabă și să nu aștept nu știu ce fel de indicații. Important. Dar ele sunt reformate, instituțiile statului? Să urmez, poftim? Instituțiile statului sunt reformate? Cum? Ele sunt depolitizate? Cum să nu să le lăsăm dacă ele sunt politizate? Dacă ele nu sunt reformate? Asta așa în vedere. Clar că reforma trebuie să continuă și trebuie să curățăm instituțiile de stat, să punem oameni competenți și integri. Dar vă dați seama, e un drum extrem de lung. Da, noi, hai să zicem, am câștigat alegerile parlamentare, există majoritate parlamentară, există miniștri, există secretari de stat, dar adevărul este că avem un drum enorm de lung de a curăța instituțiile astea. Ca avem să încheiem subiect... Națională reală și nimeni noi ce nu se scaldă în roz și în curcubei. Evident că avem mult de lucru. Ca să încheiem subiectul legat de alegerile din Bălți. Ce îl așteaptă mai departe pe domnul Grigoriș? Eu am văzut că dumneavoastră este foarte fericit că a fost ales. Și eu înțeleg foarte bine. Eu chiar l-aș felicita pe domnul Grigoreșin, pentru că eu, de exemplu, față de domnul Grigoreșin, nu pot să am nicio pretenție. Domnul Grigoreșin a profitat de ocazie că a făcut tot posibilul ca să obțină rezultatul pe care l-a dorit și l-a obținut. Înțeleg, să dar vedem... când știi că oamenii totuși nu te vor pe tine. Tu ai profitat de o anumită situație, oportună ție și ai reușit să ieși învingător. El o să încerce să demonstreze contrariul. Deci noi trebuie să vedem cum e să fii primar, oarecum nelegitim sau parțial nelegitim. Există noi posibilitatea să ceară un referendum pentru demisia dumnealui în Bălți? E posibil, fiindcă, da. Dar acest referendum nu poate fi organizat cu un an înainte de expirarea acestui mandat. Dar eu cred că cum au fost stand-by... lucrurile la Bălți, cam așa o să continuă, fiindcă domnul Grigorișin și-a arătat ce poate face în funcție de primar interimar în municipiul Bălți. Mai mult ca atât, o parte din Bălți vor spune că tu nu ești primarul meu, fiindcă eu am dorit pe altcineva. Da, eu asta și e lucrurile ce vor rămânea pe loc, da. Cel mai, să nu degradeze. Adică cel mai... Știți cum, e paradoxal un lucru, că la protestul anunțat de Tauber luni au venit vreo 100 de oameni. Știți cum? Și ideea e că oamenii dezamăgiți de ce? Pentru că nu a câștigat candidatul care el a votat sau pentru că pur și simplu dezamăgiți de tot ce se întâmplă în jur? Probabil că variant, diferiți oameni pentru diferite motive sunt supărați și dezamăgiți. Ea spune că iată, susține, suport, dar vinde 100 de oameni la protest. Vedeți că mulți s-au supărat că Renatul Sate că a plecat. Da. Și asta este. Mulți s-au supărat pentru faptul că favoritul a fost curs. Asta a scăzut rata de participare. Dar uitați-vă, Marian, nu glumiți cu protestele, fiindcă la 6 aprilie 2009, eu am fost martor când, când Partidul Comuniștilor a început să ia în derâdere partidele care n-au trecut în cadrul în Parlament și cele care au trecut minori. Și au spus, ce numai 3-4 mii de protestatari nu sunt de acord cu alegerile din 5 aprilie 2009 și Sergiu Sârbu chiar luat în derâdere momentul respectiv a cetățenilor. Și a doua zi, pe 7 aprilie 2009, au venit peste 70 de mii de oameni ca să arate această nemulțumire față de alegerile care au avut loc pe 5 aprilie. De aceea nu-i bine să... Iarăși, nu comparăm lucruri care nu sunt comparabile. Nu-i bine să glumim. Eu am fost acolo, am fost și eu la protest, vă dați seama, atmosfera era cu totul alta, da, deci... Nu, dar nu, vedeți că nu cuantificăm referitor la participare la proteste. Da. Vreau să discutăm și despre rezultatele sondajului apărut astăzi realizat la comanda Edis Viitorul, dar, rapid, despre alegerile din stânga Nistrului și prezența ambasadorului rus Oleg Vasnețov la inaugurarea așa zisului lider de la Tiraspol, domnul Krasnoselski. Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție după ce ambasadorul Federației Ruse a fost acolo și a mai anunțat poziția ministerului urmează a fi comunicată ambasadorului Federației Ruse în timpul apropiat. Deci poziția era că a fost o acțiune neprietenoasă. Poate știți, a fost comunicată deja ambasadorul. Da, din câte eu știu, a fost chemat și s-a înmânat o notă de protest. Într-adevăr, e un gest neprietenos și, bun, e... Mai degrabă, da, e un gest care nu face față ambasadorului să mergi la așa numită inaugurare, în momentul în care știi că Moldova este un stat integru, suveran. De ce înseamnă ea înaintat notă de protest? Adică el a luat, a citit-o, s-a dus la ambasadă și a cătat de treabă. Este un instrument diplomatic. În diplomatie. Dar ce-ați vrut? Să vă alungăm? După principiul ăsta putem zice, noi vă interzicem, dar voi, dacă vreți, puteți vă duși, dar după asta o să vă dăm notă de protest. Noi de multe ori am făcut în felul acesta. Adică, asta e, da. Mariana, fii atent. Pe cazul Tauber, îi spunem un călcat legea,
scos din curse. Pe cazul Vosnețov, a încălcat Constituția, a încălcat principiul integrității teritoriale și tu ales mă de parte ambasador. Într-un stat democratic, îi spune persoana non grata, fiindcă... Domnul, eu înțeleg că așa se face juridic. Nu, moment, de punct juridic eu vorbesc acum. Într-un stat democratic și de drept, îi spui, domnul ambasador, ai încălcat, fii bun, ți-ai luat valiză și ai plecat în Rusia, fiindcă ești persoana non grata. Mai mult ca atât. Haideți așa, deci... Expulzările nici în timpul conflictului militar nu se fac persoana non grata, nici când... Nu suntem în conflictul militar cu Federația Rusă. În Marea Britanie au fost asasinați cetățeni britanici pe teritoriul Marea Britanie de către cetățeni ruși. Guvernul Marea Britanie oficial a demonstrat că cu această acțiune a fost cumva coordonat guvernul rus, nici măcar atunci nu a avut loc astfel de acțiuni extreme. Sau nici în Ucraina. Noi există anumite instrumente diplomatice care trebuie folosite. Nu putem să vedem situația unilateral. Da? În diplomație gesturile contează. Ele contează, sigur. Noi ne-am exprimat, ne mulțumim. Ce mod contează? Credeți că domnul Văzbitor s-a ridicat tensiunea? Domnul Ciurea, dumneavoastră, când spuneți una, juridic vorbim, dacă dumneavoastră considerați, dar nu poți substitui diplomație cu legile. Că dacă aplici legile, așa cum spuneți dumneavoastră, noi avem mâine ori război, ori rămâne domnul fără Marianu gaz. Domnul Marianu a spus că aplicăm în loc mai legea. Așa, domnul Marianu? Nu, dar dreptul internațional și dreptul... Este convenția internațională cu privire la reprezentanță diplomatică. Nu scrie niciun diplomat, nu are dreptul să se implice în treburile interne Republicii Moldova. Asta sunt reguli diplomației. Eu voi vota pentru domnul Cârnat să fie judecător pe la Curtea Constituțională, ori numai să nu fie la Ministerul de Extern. Domnul Ciurea, lăsați-mă că... Și acolo vă descurcați. Există un proces. Noi totuși am zis, am fost cumva aleși de cetățeni să rezolvăm problemele care le avem prin dialog. Da? Inclusiv și cu Federația Rusă. Când există astfel de gesturi prietenoase, desigur trebuie să expui poziția, să expui nota de protest, dar acum dialogul trebuie să existe. Eu înțeleg, dar iată nota asta de protest îl va face pe domnul Vasnițov data viitoare să nu se ducă la inaugurare? Eu nu știu cumva precedentul și acțiunile precedente care au avut loc de către ministeri în trecut, când participau ambasadori, când turnă, parcă participau. Întotdeauna, exact. Deci, probabil și din alte ori au fost note de protest. De protest, dar în principiu este important să există acest gest și acest semnal că acest lucru nu este agreat și nu este acceptat de către Republica Moldova. Și este foarte important acest lucru să fie comunicat. Marian, spune cum ca și un constituționalist. Orice stat bazează pe trei elemente. Teritoriu, puterea și populația. Uitați-vă, stânga ministrului Oșasim este ocupat de Federația Rusă. Noi suntem în conflict cu Federația Rusă, acest conflict este înghețat. Din punct de vedere al dreptului constituțional și al statalității, să puterea de la Chișinău... Dăm voi să trimim gândul, după aceea puteți să intervenim. Puterea de la Chișinău este obligată să-și impune suveranitate pe tot teritoriul Republicii Moldova. Când vede un reprezentant străin, cum este ambasadorul Vosnețov, pleacă și încurajează separatiștii și fericite cu alegerea în funcția lor de președinte, asta încălcare directă a elementelor statalității, a numai suveranității. Absolut. Și mă reîntorc înapoi. Absolut tu, ca și stat, dacă permiți lucrul acesta, de acum permiți transnistrizarea Republicii Moldova. Domnul mă departe. Haideți să nu facem declarații de dragul televiziunilor. Deci, eu nu fac declarații. Eu trăiesc evenimente și o știu fiecare de jos, să nu suntem în campanie electorală. Nu intervine. Dă-mi voi să-mi în gândul până la urmă. Nu suntem în campanie electorală. De 5 minute vă încheiați gândul, domnul Cârnați. Nu pot aici. Aici te doare sufletul când vezi lucrul acesta. Înțeleg. Dar ce faci? Provoci un conflict între Chișinău și Moscova în momentul în care dai. Deci, care era soluția? Să fii expulzat de o persoană? Sau un mesaj mai dur? Referitor la ambasador trebuie să fie expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova, persoană non grata. Mai mult ca atât. Același mitropolit, un moment, același mitropolit Vladimir, care a fost la felicitat pe Krasnosievski, era obligat ca procurorul general să intenteze dosar penale pentru uzurpare și pentru instigare la separatist. Vreau și părerea domnului Marian domnul Voronia, legat de participarea mitropolitului. Nici măcar în Ucraina, știți ce se întâmplă acolo? Nu a fost expulzat ambasadorul rus. Exact. Haideți, vă rog, să vorbim un mesaj mai dur putea fi. Și lăsăm pe diplomați să se expună. Noi dar avem, în Ucraina a fost ambasadorul Donis Dobas. Noi avem o situație complexă în tot ce înseamnă relația cu Federația Rusă. Avem depozitele militare de la Cobasna. Avem situația energetică. Deci nu poți să vezi unilateral lucrurile. Trebuie să încerci să rezolvi niște probleme.
trebuie să ai niște acțiuni în conformitate cu scopul nostru, care să rezolvăm problema, inclusiv de vremea transnistreană, inclusiv să scăpăm de dependența energetică, inclusiv de regiunea transnistreană. 80% dependenți. Dar un mesaj mai dur putea să dea Ministerul de Externe, pentru că cel puțin ei, mesajul mi s-a părut destul de... foarte, foarte atent. Da, sigur, foarte, foarte diplomat. Toți oamenii vor lucruri diferite. Rușii când ies să le fac... un lucru, Ministerul de Externe și-a expus această poziție, a chemat ambasadorul, i s-a numit această notă de protest, i s-a spus foarte clar și tranșant că aceste gesturi sunt total neprietenești și care nu sunt în conformitate cu relațiile care am vrea noi să le avem, normalizate, bazate pe respect reciproc. Ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva în comunicare cu Mitropolitul? Bun, iarăși, eu m-am expus pe părerea publică, noi am văzut și ultimul sondaj ARA, încrederea în Metropolia Moldovei a scăzut destul de mult. Dar încă este foarte mare. Mai multor scandaluri și acest scepticism care l-a demonstrat față de știință și față de vaccin și eu cred că asta a avut un efect. Și acum acest gest, în continuare, duce la subminarea încrederii oamenilor în biserică. Și asta este păcat. Nu este un lucru binevenit și sper că Metropolitul înțelege că a făcut o greșeală. Domnule Marian, încă în Republica Moldova oamenii au mai mare încredere în biserică decât în politicieni. Și cred că dacă Mitropolitul ar candida la orice funcție în stat, are toate șansele să câștige acele alegeri. După sondajul ăla au fost două instituții politice care au mai mare încredere. Întrebarea este dacă a fost vreo comunicare cu Mitropolitul, să-i explice că așa gesturi nu sunt normale. Eu nu știu dacă a fost o comunicare. Puteți să faceți comunicare în biserică la slujbe, dar nu mergeți să faceți, iată, acum vedem imaginile în care este felicitat Krasnoselski. Da, este păcat și mie mi se pare mi-e greu să mă uit la astfel de imagini și mă simt și eu ofensat. Ești om de stat, ești deputat, reprezentantul poporului. Dar ce puteau să facă deputații cu Mitropolitul? În așa circunstanță, orice deputat poate cere la Procurorul General să intenteze dosare penale pentru separatism față de Mitropolit care l-au asistat. Asta este cerința legală. Dacă aplicăm legea, față de toți egal. Dacă o aplicăm numai selectiv și împotriva lui Dodon, asta am vrut să spun. Depătem dosare penale toți cetățenii care votează în regiunea transnistreană. Marian, nu lua așa peste picior, fiindcă cel care uzurpează față de cei trebuie să intentez. În raport cu Mitropolitul Vladimir, care este reprezentantul unui cult religios pe teritoriul Republicii Moldova, se poate făcut mult mai mult. Fiindcă dacă un cult religios se implică în politică sau susține un candidat, cum este în prezent, un candidat separatist, atunci e posibil că acest cult religios fie radiat din registrul cult de Republica Moldova. Așa este legea. Dar noi dacă aplicăm selectiv unul încălcat la bălți, gata, scoatem din cursă, fiindcă el nu poate să se arde. Iar și nu se comparate lucrurile. Nu ați încălcat legea, Marian. De dragul televizorului. Dar diferit, în mod diferit, da? Dar tu ați în fața lei să te-am legat. Eu am spuneți vorbe doar ca să fie bine, să fie popular. Eu nu spun nimic, eu spun trebuie să faceți loc ca deputație. Fim rezonabili, domnul. Care rezonabilitate dacă 30 de ani noi suntem acest conflict și spune nu cumva să ne revede. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Cârnaț. Eu sunt prea responsabil. Și vezi după aceea că tolerezi astfel de lucruri, așa ceva nu se poate. Uitați-vă, asta este o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Dumneavoastră, dacă erați politician și dacă erați la putere, v-ați fi dus cu o plângere la procuratură împotriva Mitropolitului? În același minut. Da? Da. Și din ce cauză? Fiindcă vă doresc să deveniți politician și să ajungeți în Parlament. Gestul care l-a făcut Mitropolitul, nu de zâmbit aici, vorbesc că gestul care l-a făcut Mitropolitul Vladimir, aceasta intră în contradicție cu unitatea enuriașelor pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă aceasta duce la dezbinare. Dacă duce la dezbinare, să vedem ce a încălcat Mitropolitul și inclusiv și Dodon în raport cu Constituția și Codul Penal. Așa trebuie tratat lucrul și nu altfel. Aceasta nu este o neînțelegere. Asta este încălcare de lege. Lege aici, dar eu în primul rând fac apel la bunul simț al Mitropolitului. A bunului simț în primul rând și înțeleagă că el totuși reprezintă cea mai mare biserică din Republica Moldova și înțeleagă că sunt oameni care au luptat în conflictul ăsta și care respectă Republica Moldova în momentul în care face astfel de lucruri, îți arăți disrespect față de cetățenii care trebuie să-i șluzești. Da? Dacă îmi permiteți, în contextul ăsta, sigur că poți să ai pretenții față de acest lucru, dar să nu uităm că totuși președinții se întâlnesc cu Krasnoselski și cu Șefciuc și cu Smirnov și acest lucru este, oarecum, persoanele oficiale trebuie să întâlnească. Regretăm totuși că PAS-ul și, în primul rând, președinte Maia Sandu
deocamdată neagă dorința de a se întâlni și a discuta chestiuni. S-ar putea că la un moment dat să fie nevoie de asemenea. Dar scurt și gata, asta e ultimul mai mult lucru. Întâlni și a felicita pe cineva cu așa numite alegeri care nu sunt recunoscute. Este o mare diferență. Mulțumesc mult pentru participare. Un criminal care zurpează puterea în stat. Mulțumesc pentru participare la emisiune. Mai aștept la cutia neagră. Pe telespectatorii aștept după pauză. O să vorbim în sfârșit la cutia neagră despre cultură cu ministrul culturii Republicii Moldova. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin sărbătorile la TV 8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV 8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In a frosty year. Vin sărbătorile la TV 8. Sărbătorile la TV 8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV 8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Vin sărbătorile la TV 8. Sărbătorile la TV 8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Vin sărbătorile la TV 8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV 8. Sărbătorile la TV 8. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vin sărbătorile la TV 8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In a frosty year. Vin sărbătorile la TV 8.
sărbătorile la TV8. Sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a... Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Growing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Suntem în studio. Invitatul din această parte a emisiunii este ministrul culturii, domnul Sergiu Prodan. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm că am ajuns să discutăm și cu dumneavoastră în cadrul proiectului nostru Miniștri la Raport. De când am început, am mai trecut o lună, deja vorbim despre aproape 5 luni de mandat. Atunci când ați venit în funcție... Adică nu atunci când ați venit, mai târziu când ați oferit un interviu, ați spus că atunci când ați venit dumneavoastră în funcție de ministru, ați avut un șoc. Când ați înțeles unde ați nimerit. Ce v-a șocat pe dumneavoastră atât de mult? Se poate spune și așa. Am fost șocat de rolul sau locul care a fost atribuit culturii în tot sistemul de guvernare anterior. Pentru că, de fapt, am descoperit în fostul minister doar 6 persoane care efectiv veneau la lucru și se ocupau de problemele culturii. 6 persoane într-un minister întreg pentru tot domeniul culturii. Ceea ce este derizoriu, practic. Probabil cumva reprezentativ cu cam câtă cultură este și în societatea noastră, în politicul nostru? Sau știți, nu vedeți așa? Sunt corelate aceste momente, dar este invers proporțional. Mai degrabă, nivelul culturii este rezultatul acțiunilor întreprinse de evident guvernări. Aveți vreo explicație de ce așa? Putem să zicem că avem așa de puțin interes pentru cultură pentru că suntem atât de sărați și avem alte priorități? E judicios să dăm asemenea argumente? Da, dar e exact invers. Suntem atât de săraci pentru că nivelul de cultură este foarte jos. Dacă ne uităm la ultimii 30 de ani de tranziție continuă care nu mai ia sfârșit, nu mai ajungem la o finalitate a acestei perioade de tranziții și iată că în lume sunt țări cu o experiență mult mai mare și de 60 și de 80 de ani de tranziție, deci de o încremenire în tranziție permanentă, observăm că, de fapt, singura cauză a sărăciei este nivelul foarte jos de cultură, ceea ce înseamnă, de fapt, un nivel foarte înalt de incultură, pentru că cultura și incultura sunt vase comunicante. Atunci când scade nivelul culturii, exponențial crește nivelul inculturii. Timp de ani de zile, în principiu ce ați spus și dumneavoastră acum, cu câteva excepții, trebuie să recunoaștem că am avut excepții, guvernările care s-au perindat, din păcate, au compromis ideea de cultură, în general de Republica Moldova, prin proiectele, programele pe care le-au promovat în Ministerul Culturii. Noi ne amintim și de niște caravane ale culturii care numai cultură n-au promovat și de alte tot felul de proiecte care au fost promovate.
și despre cultura care a însemnat, nu știu de ce, arena națională și n-am înțeles ce a avut acest mega proiect, ce legătură a avut cu cultura în Republica Moldova. Deci, percepția cetățenilor legată de cultură, pornind de la toate aceste proiecte promovate de Ministerul Culturii, percepția este una foarte proastă. Guvernul nu poate promova cultură. El, prin definiție, nu poate să o facă. Ca să schimbați o astfel de percepție, probabil că nu este deloc ușor. Și cum aveți de gând, întrebarea mea este, cum aveți de gând să schimbați această percepere? Pentru probabil că doar elaborarea de legi și strategii nu o să vă ajute cu nimic. Va trebui să faceți niște acțiuni concrete pe care oamenii să le vadă, să le simte ca și un nou aer proaspăt în cultura națională. Absolut, absolut. Trebuie schimbate prioritățile. Deci, greșeala cea mai mare care s-a făcut toți acești 30 de ani, din prima zi de independență, a fost una esențială. S-a perceput cultura ca și cântece și dansuri. Sau altfel vorbit, să nu simplificăm, ca și operă și balet, de exemplu, sau ca produs cultural. Deci, arta. Arta nu este cultura. Arta este un produs al culturii. Cultura se manifestă prin artă. Dar nu arta în sine este cultura. Cultura este o stare de spirit a unui popor, a unei societăți. Este un nerv interior, o coardă care trebuie să sune și dacă e dezacordată, sună prost. S-a adoptat greșit percepția că, uite, o să muncim, o să câștigăm, o să creștem pâine, o să împlem hambarele și atunci când poporul va avea de toate, o să cântăm și o să dansăm și o să ne ocupăm de cultură. De cântat și de dansat am făcut-o, apropo, foarte bine în paralel. Mai ales în campanie electorală, noi cu cel mai mare succes cântăm și dansăm. Exact. Și că dacă îmi permite... Ne pare că ne culturalizăm, nu? Exact. Deci asta și este greșeala. Deci nu cânticele și dansurile sunt cultura. Cultura întotdeauna a salvat în cele mai grele situații toate națiunile. Dacă ne uităm în istorie, în cele mai grele situații, în situațiile de deznădejde totală, chiar pe timp de război, pe timp de cele mai grave probleme a națiunilor, conducerea în sfârșit a apelat la cultură și atunci națiunea a fost în stare să dea dovadă de jertvă, de eroism, a avut sens, patriotismul a căpătat sens, etc., etc. Exemple pot să vă aduc o sumedenie. Renumita fraza lui Churchill cu Ministerul Culturii, da, pe timp de război, când i-au dus bugetul țării și el zice, păi, dar la cultură de ce? Ce, domn prim-ministru, suntem în război, trebuie să luptăm. Nu avem bani de cultură, trebuie să avem bani de război. Ce, păi, dacă nu avem cultură, noi pentru ce luptăm? Și avea perfectă dreptate. Și cultura este ce ne dă sens existenței noastre. Și acum, cum stau lucrurile? Ați văzut bugetul pentru anul 2022? Bugetul pentru cultură este iarăși cel mai mic. Probabil că Churchill ar fi spus același lucru uitându-se peste bugetul Republicii Moldova. Iarăși este cel mai mic. Pentru ce luptăm? Pentru ce luptăm? Pentru cultură. Luptăm pentru cultură. Din buget n-am înțeles asta. Deci, cel puțin cei ce ține de Ministerul Culturii, pentru că, cum să vă zic, da, situația este una grea, inclusiv financiară. Ne-a lovit dur, dacă vă uitați pe aceste 100 de zile de guvernare, în prima 100 de zile, am avut trei crize majore. COVID-ul, care a dat peste cap, în primul rând, și economie, dar cultura. El dăduse mai de mult peste noi. Gazele, care iarăși a fost o surpriză dură și puțin așteptată. Și criza cadrelor cu care ne-am confruntat, cel puțin noi la Ministerul Culturii. Crize vom avea mereu, domnule ministru. Nu știu dacă putem să ne scuzăm că nu facem anumite lucruri în domeniul culturii pentru că avem crize. Noi tot am avut crize și o să avem crize. Și nu știu de ce în anumite ministere niște lucruri se mai întâmplă, niște drumuri, de exemplu, se mai construiesc în Republica Moldova, niște uzine, fabrici, mai puțin se deschid, niște zone economice libere mai degrabă se deschid. Câte teatre s-au deschis în Republica Moldova de la independență? S-au construit, că de deschis sau mai deschis în sedii
Exact, nu s-a construit niciunul și în 30 de ani nu s-a construit niciunul și iată, în 3 luni tot nu s-a construit niciunul, aveți perfectă dreptate. Nu aveam pretenții când ați construit în 3 luni de zile, mi se pare firesc în 3 luni de zile să nu construiți. Întrebarea este, în 4 ani de zile planificați să construiți, spre exemplu, filarmonica? Cu siguranță. Va cu fi? Siguranță. Deci, în primul rând, iată, ați pomenit de arenă, da? Da. Și ce are arena sportivă cu cultura? Are, numai că a fost promovat de la acel minister, altceva nici chiar nu știu ce are. Vedeți, fiecare investește de fapt în ce crede. Da? Și arena, așa cum este ea gândită și concepută ca obiectiv sportiv, e mai mult pentru competiții de arte marțiale. Și atunci arta marțială, la un moment dat, stătea în capul Messi. Da. Noi credem că totuși în capul Messi trebuie să stea cultura și vrem să aducem cultura, dar să o aducem pe adevăratele, nu să mimăm acțiunea. Doar simpla alocare de bani, da, pe termen scurt ar rezolva foarte multe probleme, dar pe termen lung n-ar schimba, pentru că noi trebuie să schimbăm percepția, noi trebuie să schimbăm sistemul întreg. Și o schimbare a sistemului fără o evaluare a acestui sistem, fără a înțelege unde ne aflăm, unde vrem să ajungem și care sunt pașii care ne vor duce încolo, ar fi o cale greșită. Da. Bun, noi putem să înțelegem care sunt prioritățile noastre în cultură, în domeniul culturii. Noi să zicem că trebuie să culturalizăm. E o noțiune foarte generală. Acum, mie mi-e greu să-mi dau seama, când vorbim despre persoană, că este cultă sau nu, ce să spunem. Eu pot să vă spun că noi la interviurile de angajare a jurnaliștilor care vin la noi, mai nou, facem dictare ca să vedem dacă oamenii știu să scrie fără greșeli în limba română. Aici a ajuns cultura, nivelul de cultură generală în Republica Moldova. Și o mare responsabilitate care este a noastră comună. Presa, la fel ca și ministerul, trebuie să se îngrijească de cultură, de tema aceasta și să aibă și jurnaliști care sunt în stare să explice cultura, da? Să scrie despre critici de teatru, critici de film, critici care ar putea să discute un tablou, să viziteze. De acord. Noi, din păcate, nu prea aveam nici jurnaliști din ăștia și nici public care să citească un astfel de content. Deci puțin și de unii și de alții. E adevărat. Nu știu dacă neapărat din presă trebuie să înceapă această educație. Deși, absolut, eu sunt de acord, absolut, presa este responsabilă să facă și educația, să ajute la educarea societății. Dar, revenind la chestii materiale, da? Adică noțiunea de cultură este una destul de vastă, este foarte generală. Dacă e să simțim ceva totuși palpabil, dumneavoastră va trebui să raportați niște chestii mai concrete legate de domeniul culturii. Ca priorități, ce vă propuneți să faceți? Modificarea legilor, amendarea. Asta nu va simți cetățeanul. Ba da, imediat. Deci, în primul rând, crearea fondului culturii. Întrebarea de unde luăm bani, haideți să luăm din compensația pentru gaze, din pensii, din bugetul de stat. Nu de acolo trebuie luat banii. Evident că trebuie taxată incultura. Deci incultura trebuie taxată. Adică cum? Puteți adică ne uităm, dacă ne uităm în jurul nostru, în țările din imediata apropiere, vedem că jocurile de noroc, consumul de alcool, de băuturi tari, bun, la noi vinul nu este alcool, este produs alimentar. Inclusiv, de exemplu, în Polonia, fondul cinematografiei se creează dintr-un impozit plătit de toate televiziunile din țară, 5% din cifra de afaceri, și se adună o sumă importantă în fondul cinematografiei. Dar asta nu e viciu, cred că. Nu, televiziunea doar nu e un viciu. Nu este un viciu. Eu n-am spus să taxăm viciile. Să taxăm, să zic așa, utilizarea culturii la un nivel mai jos pentru a putea impune un nivel mai înalt de cultură. Legat de banii culturii, da?
Știți dumneavoastră, eu sunt mai mult pe anticorupție, evident că am să vă întreb despre asta. S-a furat de la cultură în Republica Moldova? Tot timpul. Doar de acolo și s-a furat. Ce ați văzut dumneavoastră? Dacă miliardul acela era îndreptat spre cultură, ei, bun, el nu era îndreptat. Din păcate, îmi pare rău să vă spun, dar nu cred că intenția era să-l cheltuie pentru cultură. S-a furat el din buget, dar nu neapărat că el era prevăzut. După ce s-a furat, nu mai e... Dumneavoastră, ați depistat anumite scheme care indică asupra faptului că pe domeniul pe care l-a gestionat s-a furat? În cultură nu se fură. Știți cum e... Se fură. Eu, de exemplu, am făcut niște investigații despre niște proprietăți ale unor teatre care au ajuns în proprietăți ale unor agenții economici. Clădiri. Clădiri istorice care au fost demolate. Iată, clădirile istorice, aici e tema cea mai interesantă, pentru că, de fapt, interesele sunt. Interese sunt legate de monumentele istorice. Și aici sunt cele mai mari interese economice din domeniul culturii, nu în teatre. Din păcate. Mi-ar fi plăcut să fie, să zicem, domnule, corupția asta mănâncă din interior teatrele, uite, se fac milioane, se fac milioane, din activitatea economică a teatrelor. Noi ne amintim și sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți cazul Luceafărului, teatrul Luceafăr, care a rămas fără anumite proprietăți, tocmai prin niște scheme care la un moment dat erau investigate penal. Nu știu ce s-a întâmplat cu dosarele cele penale. Se continuă. Deci ele continuă la nesfârșit. În unele cazuri, din păcate, nu putem face uz de proprietăți sau de bunuri, pentru că, vezi, Doamne, și pe ani în urmă s-a încercat o privatizare ilegală și e un dosar penal care durează de atunci și până acum și de aceea nu pot fi transmise în folosință, etc., etc. Asta. Dar toate aceste probleme vor fi rezolvate pas cu pas, mergând înainte. Deci nu putem acum să spunem că, iată, nu putem face nimic pentru că... Nu. E o situație care trebuie evaluată, înțeleasă și întreprinși acei pași care vor debloca activitățile culturale. Da. Rămânând la monumentele istorice și interesele care ziceați dumneavoastră că acolo sunt cele mai multe, Consiliul Național al Monumentelor Istorice, că înțeleg acolo e Buba, da? Ei sunt cei care au eliberat avize și documente care să permită distrugerea anumitor monumente istorice sau reconstrucția acestora așa încât nu mai recunoști nimic din istoric în acel monument. Ați reușit să intrați peste ei? Ei vi se subordonează să înțelegeți ce se întâmplă în această... Peste cine? Peste acest Consiliu Național al Monumentelor Istorice. Să înțelegeți ce se întâmplă în această structură. Păi, da, e foarte clar ce se întâmplă în această structură. Noi schimbăm această structură. Acum este în plin proces, s-a anunțat concursul de selectare a noilor membri, pentru că e suficient dacă te uiți pe modificările care au fost făcute fix un an în urmă, în decembrie 20, s-au modificat ușor componența acestui CNMI și într-o jumătate de an, dacă până la această modificare procentajul de dosare care aveau aviz pozitiv și care erau respinse erau undeva la 55-45%, 55 aprobate, 45 respinse, după această ușoară modificare, într-o jumătate de an, 98 și virgulă nu știu cât erau acceptate și doar 1, virgulă nu știu cât respinse. Cât e de mare dauna care a fost adus de acest Consiliu? Dauna materială fizică încă nu este atât de mare, dar s-au eliberat avize pozitive și s-au eliberat probabil că și avize de permisiuni de construcție. Că ăsta de fapt e documentul care se deschidă ușa mai departe. Până la urmă CNMI prin semnătura și ștampila Ministrului Culturii este doar un aviz pozitiv pentru intervenție la monument sau în zona de protecție a monumentului. Dacă l-obții aici, acolo e mai ușor să l-obții mai departe. Probabil, dar și în funcția apeleului, conform legii, intră obligațiunea de apărare a intereselor monumentelor istorice, de păstrarea patrimoniului. De acord, dar interesul cel mai mare cred că trebuie să-l aibă Ministerul Culturii, să păstreze acest patrimoniu. Responsabilitatea este și a noastră, cetățenilor, să nu permitem să se distrugă orașul cu totul sau monumentele istorice și din Republică cu totul. Acești oameni din acest Consiliu Național al Monumentelor Istorice pleacă așa pur și simplu?
își iau valiza și se duc acasă. Sau trec și pe la procuratură, pe drum? Știți, procuratura este o altă instituție. Mă întrebam dacă ați sesizat legat de anumite încălcări pe care le-ați făcut. Noi studiem acum aceste, pentru că sunt foarte mulți, sunt sute de acte, nu pot să le spun acte permisive, de avize pozitive, sute, cu încălcări grave, cu încălcări evidente. Sunt conexiuni foarte interesante de interese și de relații, dar e o schemă atât de amplă și de mare încât nici 2 luni, nici 3 luni, nici poate jumătate de an nu este suficient ca să le... Important este să nu demareze acum aceste fără de lege. Poziția Ministerului Culturii în cazul ăsta este poziția, știți, ca într-o instanță de judecată. Noi suntem avocații monumentelor istorice. Ca într-o judecată nu avem sarcina să câștige avocatul sau procurorul. De pe poziții diferite trebuie de ajuns la adevăr. Noi vom judeca toate acțiunile noastre de pe poziția intereselor clientului nostru, care sunt monumentele istorice. Deci, dezvoltatorii trebuie să gândească la celelalte aspecte și să judece. E normal, noi nu suntem dușmani, nu suntem aici pe picior de război. Nu suntem dușmani. Pe poziții diferite. Da, în cazul în care, haideți să luăm un caz concret, cinematograful Gaudeamus. Dumneavoastră nu sunteți în război. Dar un teatru, nu știu dacă avea valoare istorică, acest cinematograf avea o valoare cel puțin sentimentală pentru foarte multă lume, da? Din perioada sovietică. El a fost distrus. Deci... Guguță, aceeași chestie. Da. Știți, toate aceste momente sunt din cauza inculturii, de fapt. Deci atâta timp cât societatea... Eu credeam că din cauza corupției, dar probabil că sunt împreună. Corupția este un fenomen care înfloreaște atunci când societatea, nivelul de cultură a societății este foarte scăzut, implicarea societății este foarte scăzută și atunci apar profitori. Inevitabil apar profitori. Ar fi straniu să nu apară. Nu trebuie să ne mire că avem, iată, un nivel atât de înalt de corupție, înțelegând ce nivel jos de cultură avem în societate. Aceste lucruri sunt legate. E ca sistemul de sănătate, știi, sau ca imunitatea unui organism. Dacă organismul nu știe să se apere, va fi invadat de aceste... Iată, bacterii. Cu astea două care le v-am pomenit, Guguță și Gaudeamus, ce o să se întâmple mai departe? În cazul Gaudeamus, deci iată, avem un exemplu când persoana care a privatizat acest cinematograf a respectat întocmai obligațiunile acelui contract de privatizare. Deci cu o sumă derizoriu pe atunci. Eu țin minte acel moment când domnul Sobor era în fruntea Centrului Național de Cinematografie și iată spune, noi trebuie să privatizăm, să dăm cu un leu, dar ca lumea să dezvolte, sigur. Să preia, asta să facă. Asta sună foarte frumos. Și da, obligăm 20 sau 25 de ani, n-are voie să schimbe destinația acestui obiectiv. Da. Iată, exact unde cel care a privatizat cu un leu sau cu 5 sau cu... 25 de ani nu o să construiască nimic ca să nu schimbe destinația. Nu, deja au trecut acești 25 de ani. Ah, ok. Deci el n-a schimbat destinația cinematografului, dar nici n-a investit, n-a dezvoltat, n-a făcut din asta o afacere. Acum are dreptul? A așteptat 25 de ani sau 20, nu știu care a fost exact, și din momentul când s-au scurs această obligație, dânsul a hotărât să schimbe destinația. Și acolo problema va fi blocuri? Vor fi blocuri acolo? Problema e că toți acești dezvoltatori nu construiesc decât blocuri locative. Asta e problema cea mai mare. Pentru că vom avea în plin centru Chișinăului doar blocuri locative. Când aceste blocuri vor fi locuite de familii care vor avea o mașină, deci aceste ambuteiaje de acum o să ne pară floare la ureche. Și spre deosebire de miliardul furat, care iată, cu tot regretul, noi înțelegem că nu-l mai avem, încercăm să-l găsim, dar totuși muncim, trăim mai departe. Problema acestor construcții, generațiile următoare se vor lupta, acest
în ghilimele Shanghai. Banul se câștigă astăzi, nu? Generațiile următoare să-și rezolve ele problemele când vin. Se câștigă pentru că se vând aceste apartamente, etajul încă nu-i construit, dar el deja e vândut. De acord, luăm o pauză de publicitate. După asta vreau să revenim să discutăm despre problemele oamenilor din cultură, proasta salarizare acestora, să vedem ce faceți, că e rușinos când cele mai mici, aproape cele mai mici salarii din economie sunt în domeniul culturii. Asta după publicitate. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In frosty vin sărbătorile la TV8. Sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Vin sărbătorile la TV8. Vin sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a merry Christmas. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin sărbătorile la TV8. Sărbătorile la TV8. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. Vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In frosty vin sărbătorile la TV8. Jingle bell,
vin sărbătorile la TV8. Sărbătorile la TV8. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a... Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. That's the jingle bell. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and growing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Vin, vin sărbătorile la TV8. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in frosty. Vin, vin sărbătorile la TV8. Am revenit în studio. În pauză am început o discuție foarte interesantă pe care vreau să o reluăm și în emisie, legată de ce consumă cetățenii Republicii Moldova, populația noastră, ca și cultură. Noi spuneam că moldovenii nu prea, sunt săraci, nu prea au posibilități să-și permită să cheltui bani pe un bilet la teatru sau să se culturalizeze într-un fel. Și după asta m-am gândit eu mai bine și am zis, dar nu este adevărat? În Moldova se consumă mulți bani pentru ceea ce, în percepția oamenilor, înseamnă cultură. Moldovenii cheamă taraful întregi la nunți. Deci au muzicanți cu muzică naturală la nunți. Nu este ieftin deloc. Moldovenii au toți tablouri în casă. Drept că cumpărate de la piața cea improvizată de lângă Teatrul Mihai Eminescu. Multe dintre ele. Acum mai este piața cea. Deci, iarăși, se consumă un fel, se cheltuie niște bani pe un fel de cultură, doar că această cultură este de fapt un chici. Exact, noi nici nu putem numi cultură în cazul ăsta, chiciul este... Bun, cel care o cumpără, el crede că face investiții într-un obiect de artă. Exact, da. Și lucrul ăsta este... Iarăși, singura cauză este nivelul jos de cultură generală a societății. Și cine trebuie să explice cetățeanului că tablou cu peisaj pe care îl cumpără, asta nu este cultură, asta nu e obiect de artă. La această situație s-a ajuns pe durata multor ani. Exact. Schimbarea acestei situații nu este posibil peste noapte. Noi trebuie să schimbăm percepția, pentru că, iată, exact cum ați spus dumneavoastră, dacă să luăm cetățeanul simplu, la o nuntă, când pune pe masă și muzicanților 300 sau 500 de lei pentru dor de mamă și aia 30 de secunde cântă, exact. Și merge mai departe. Și asta nu-i scump. Și când îi spui un bilet la un concert de muzică clasică, unde o oră jumate, o orchestră simfonică o să-ți cânte opere celebre și biletul costă 150 de lei, cât? Dar nu putem cumva o invitație, cumva fără bilet, atât de scump 150. Dacă vrea deja să deci se vorba de o percepție. Preț, deja e bine. E vorba de o percepție. Cum schimbăm această percepție? Cui revine obligația să ajute la culturalizarea omului? Eu credeam că asta se face în școală. Din păcate, în școală se pare că nu se face. Pentru și că oamenii, școală tot. Pentru că oamenii ies din școală cu aceste percepții. Uitați-vă. Și iubesc chiciu. Noi
Deși el nu-i mai ieftin. Deci noi vorbim de așa zisă integrare europeană, de ani de zile. Vrem să ne integrăm în Europa. Da. Întrebare. Care este imaginea Republicii Moldova care va fi atractivă pentru Uniunea Europeană să ne dea o foaie de parcurs, niște sarcini exacte pentru a le îndeplini și a ne putea integra în Uniunea Europeană? Cum trebuie să arate Republica Moldova? Cu drumuri noi, cum ați spus dumneavoastră, cu autostrăzi, da, probabil. De ce nu? Ar fi bine. Dar nu e obligatoriu. Cu case, cu apartamente, cu 24 de etaje și toată lumea cu foarte multe apartamente care le dă în chirie sau le vinde. Probabil, dar nu e. Vedeți că nici teste de cultură generală nu se ne facă. Deci societatea se vede de la o poștă dacă este o societate cultă. Deci o societate cultă, educată, care trăiește într-un mediu curat, aceasta este imaginea Republicii Moldova, atractivă pentru toată lumea. De care trebuie să-i piese în primul rând celor care se află la guvernare, să asigure că acest lucru se întâmplă. Exact. Nu putem pune doar în sarcina cetățenilor. Acum haideți să vedem cum guvernărilor toate de până acum, nu știu, poate de acum se schimbă ceva, să dea Domnul, cât de mult le-a pasat lor ca această vitrina noastră sau conținutul, nici nu vitrina, să fie mai calitativ. Am întrebat astăzi câțiva actori, care este salariul unui actor în Republica Moldova? Și mi-au spus așa, salariul unui actor începător este de 3.700-4.000 de lei. Unul cu experiență mai mare, 5.000 de lei. Bun, bănuiesc că dacă ai mai multe titluri, nu știu ce, este mai mare salariu, dar majoritatea actorilor au aceste salarii. Spuneți-mi, vă rog, cum să vrei să lucrezi ca actor cu un astfel de venit când, pentru faptul că îți pui căciulă de Moș Crăciun și barbă și te duci la un matineu sau la o petrecere corporativă, tu câștigi într-o seară banii ăștia, dacă nu cumva și mai mult. De ce să investesc eu sănătate în artă când eu pot să fac așa banul ăsta? E o problemă extrem de complicată. E o problemă complexă. Deci salarizarea în domeniul culturii este o durere de cap a actualei guvernări și rezultatul fostelor guvernări. Aici trebuie iarăși de avut o abordare sistemică, pentru că segmentar, dacă începi să rezolvi, noi dăm în bară. În afară de actori, există foarte mulți oameni care lucrează în domeniul artei, care nu se văd din scenă, care sunt în spatele culisii, salarizarea cărora este la fel de importantă și nu doar în teatre. De acord, domnule ministru, când vorbim foarte multă lume, puteți să ne spuneți cât este această foarte multă lume care face cultură în Moldova? Deci salariul la cât de foarte multă lume trebuie să crească ca noi în sfârșit să demonstrăm nu doar prin declarații, dar și prin fapte concrete, prin majorări de salarii, că pentru noi cultura contează. De asta noi investim în cultură, nu mult, că nu putem construi teatre în fiecare an, că e scump, asta într-adevăr e scump, dar putem să mărim, măcar să dublăm salariile, cât ce salarii au ei. Acum ei merită și dublate salariile astea și poate nu o să mai ducă să se înjosească la niște petreceri în care chiar nu e cazul să participe un artist de ăsta emerit a Republicii Moldova. Câți oameni ăștia, de câți bani este nevoie ca noi în sfârșit să nu roșim când aflăm că un artist are salariu 5.000 de lei? Uitați-vă, da, într-adevăr, asta e roșim din cauza asta și lucrurile astea trebuie schimbate și cât mai repede. Legea salarizării trebuie amendată, dar ea va fi amendată la nivel de guvern, la nivelul Ministerului Culturii. Înțeleg, dar calculele de la dumneavoastră trebuie să vină, nu? Bineînțeles, da, noi vom lucra. Câți bani e nevoie? Poate facem un fond de ăsta, strângem toți cetățenii bani ca să ajutăm. Nu e nevoie nu trebuie așa de. Înțelegeți cum iată, pe noi ne-au învățat, păi haideți, câți bani trebuie? Haideți să găsim donatori externi, să ne construiască un teatru. Da, să ne construiască pe banii românești, să construim un teatru la Cahul și pe banii noștri să nu-l ducem atâția ani la capăt, da? De 3 ani să stea neterminat. Să căutăm acum bani pentru filarmonică, să ne dea cineva. Deci cultura îmblă prin lume cu mâna întinsă, ceea ce nu este corect. Cultura trebuie să fie prioritară în dorința de a investi, pentru că noi investim în viitor. Dumneavoastră astăzi aveți senzația că pentru guvernul Gavriliță cultura este prioritară și că
acest guvern este gata să vă dea toți banii de care aveți nevoie ca să rezolvați, sigur, cu măsură, dar să rezolvați problemele stringente. Lucrăm în această direcție. Înțeleg, dar probabil că nu este prioritară, pentru că sunt probleme legate de stomac. Da? Și atunci trebuie evident să ai grijă în primul rând de stomac și după asta începi să te gândești și la cultură. Și în situația asta nu știu dacă chiar e dezonorabil să te duci cu mâna întinsă la cei care pot să-și permită să te susțină și pentru proiectele de cultură. Eu întrebam de salariu, care chiar este responsabilitatea guvernului, nu o să te duci cu mâna întinsă, nici în România, nici la Bruxelles, să zici, dați-mi bani să plătesc salariile, să majorez salariile la un pictor, la un actor sau nu știu cui încă. Asta trebuie să faci acasă. Deci uitați-vă, asta e problema. Legea salarizării 270, mi se pare, că nu țin minte cifrele în legi, că sunt om venit din cultură. Chiar nu puteți din, să nu-mi dați cifrele, da. Că nici eu nu știu. Deci această lege a salarizării unică care a fost făcută în sistemul bugetar nu este o lege proastă, în esență. Doar că... Salariile doar sunt mici. Nu. Atunci când specificul acestei legi în diferite domenii, care trebuia promovat de către respectivul minister de pe vremea când a fost adoptată această lege, trebuia să fie luat în considerație. În multe cazuri, specificul n-a fost luat în considerație. Acum trebuie de schimbat acest lucru. Această construcție segmentar, dacă o amendezi, ea se prăbușește. Ea trebuie sistemic schimbată. Vă dau un exemplu. Restauratorii. Iată, persoana care nu se vede din scenă, care are într-o cutie neagră, cum e asta dumneavoastră, are pe masă un obiect de patrimoniu care trebuie restaurat. El intervine și investește, deci e în mâna lui să creeze o plusvaloare și acest obiect să crească în valoarea lui pentru că e obiect de patrimoniu sau să-l distrugă definitiv. Ei, acest om, când la salarizare, se spune, dar el nu ia decizii. Iată, un conducător care ia decizii. Și el trebuie să aibă sporuri. Dar persoana care lucrează... Înțeles. Aceste chichițe legale, asta e responsabilitatea dumneavoastră. Eu chiar nu trebuie să știu despre asta. Așa. Și nici oamenii din artă nu trebuie să știe ce durere de cap aveți. Vreți un răspuns când și cu cât vom ridica salvare? Exact. Eu vreau să știu, oamenii de artă care se uită acum la această emisiune vor să știe când vor putea să aibă salarii cât de cât decente pentru un stat care afirmă că îi pasă de cultură și arată și prin, o demonstrează și prin acest mod. Da? Îmi pasă și de aceea ofer un salariu bun, nu ca la judecătorii Curții Constituționale, eu mi-aș dori să aibă un salariu foarte mare, dar cât de cât onorabil, când se va întâmpla? Anul viitor. Anul viitor, adică 2023? 2022. În 2022 aveți prevăzut bugete pentru majorare? Stați un pic. Deci, dumneavoastră vreți... Ca să măriți salariul, trebuie să aveți bani. Exact. Îi aveți prevăzut? Deci, uitați-vă, da. Dumneavoastră acum faceți un lucru, să zic așa, din punctul meu de vedere, negativ. Pentru că dumneavoastră promovați ideea, dați-ne bani mai mulți și nu ne întrebați ce facem. Nu, e adevărat. Ba da, pentru că fostele guvernări exact asta au făcut. Vă dăm bani cât avem. Și vedeți voi acolo să fie totul bine. Nu vă întrebăm ce faceți, pentru că, da, nu vă dăm cât trebuie. Restul voi vă descurcați, câștigați cumva, dar noi nu vă întrebăm ce faceți. Acum oamenii cumva au supraviețuit. Eu nu vreau să dau exemplu actorilor, pentru că e mai specific. Vă dau exemplu în genere din angajaților din cultură. Cu salariile de 3.000 de lei, da? Care nu pot supraviețui. Da. Și totuși oamenii aceștia, nu mă refer la actori, numai la artiști care se duc la nunți sau la corporative și își câștigă cu barba la Moș Crăciun banii. Dar totuși oamenii ăștia cumva au supraviețuit toți acești ani. Știți cum? Neavând dreptul legal să majoreze salariile, conducătorii de unități au majorat numărul de funcții, de posturi, și au cumulat, pentru că e normal, oamenii trebuie să... A fost o găsielniță, nu? Exact. Și, nu este și oamenii bine. Trebuiau să supraviețuiască. Exact. Și nu-i acuz sau... Dar uitați-vă, în momentul acesta, când oamenii cumulează, să zicem, 3 sau 4 posturi de câte 2.000 de lei și adună un salariu de 8.000 de lei, problema e că persoana respectivă nu lucrează ca de 8.000 de lei odată. El de 4 ori nu face nimic ca de 2.000 de lei. Și în această condiție, dacă noi spunem, păi majorați salariile,
Păi poftim. Le-am majorat. Și ce se întâmplă? Nu, stați un pic. Asta nu este o majorare, asta este o găselniță, vine curte de conturi, zici că s-a încălcat și încă poți să ai dosar penal pentru asta. De ce? E absolut legal, oamenii cumulează diferite funcții. Înțeleg, dar dacă ești uți, poate el să facă toate patru locuri în același timp. Sunt posturi vacante care sunt cumulate absolut legal. Da, și deci, dacă vă căutăm noi... după volumul de muncă, poate un om să facă patru lucruri în același timp? Nu știu dacă poate. Eu acum vorbeam cu dumneavoastră și mi-am amintit de o emisiune pe care am avut-o deci, eu doi ani în urmă. Dacă nu vă supărați. Cântăreții de operă, o secundă, da. De la Teatrul de Operă și Balet, care veniseră la emisiune și spuneau despre faptul că ei nu pot să cânte la nunți cu mătrii și salariul era de vreo 3.000 și ceva de lei și pe bune plângeau. Doamna Rață, uitați-vă, dumneavoastră mi-ați pus o întrebare și eu aș vrea totuși să termin gândul că când și cât, da? Da. Deci răspunsul meu este mai întâi trebuie să facem ordine pe interior. Ok. Pentru că sunt rezerve pe interior, deseori anume legislația este de vină că nu ne permite să majorăm pe anumite segmente, pe anumite funcții, salariile și trebuie modificată această legislație. Deci până a spune că, iată, mașina merge, mecanismul lucrează, dar nu ne ajung fonduri, deci asta este întrebarea a doua. Mai întâi trebuie să vedem, să facem ordine în tot sistemul. De acord. Acum, cu artiștii care nu-și pot câștiga suplimentar, cu într-adevăr e o problemă foarte gravă. Uitați-vă, e o disproporție acum și, în genere, problema sistemului în cultură acum este o mare disproporție între diferite unități, între diferite subdiviziuni. Pentru că cei care pot să cânte la nunți sunt vioriștii. Și ei nu neapărat sunt cei mai talentați. Dar uitați-vă, copiii care se duc să învețe un instrument muzical, acum se gândesc exact se cum o să-și cânte. Și se duc, noi avem câte 200 de vioriști, și nimeni nu învață să cânte la oboi, de exemplu, da? Aduc exemplul ăsta. Și atunci noi în orchestra simfonică sau în orchestra teatrului de operă și balet ne trezim că avem un singur oboist care mai e și nevoit să mai câștige cumva existența lucrând altceva decât instrumentul, când altceva. De acord. Și dacă îl pierdem, pierdem instrumentul și pierdem toată orchestra. De acord. Vreau să trecem la alte, mai avem vreo 4 minute din emisiune, alte două subiecte importante. Vreau să vă întreb dacă, când și cum se va încheia această epopee, iarăși mi se pare rușinoasă, cu vioara violonistei Alexandra Cununova. Nu știu, sincer, nu știu. Sunt în contact direct cu procuratura care se ocupă de acest caz. Ne trimite scrisori, noi răspundem la aceste scrisori. Uneori se plâng că nu răspundem la scrisori. Asta îmi pare straniu. Deci am răspuns la toate întrebările. Din punctul meu de vedere este un caz evident și eu am impresia că procuratura deja a nimerit într-o situație, sau vama, nu știu, într-o situație din care nu prea știu cum să iasă onorabil, pentru că nu pot explica, de fapt, în ce constă toate aceste răscoliri și căutări, de fapt, ce se caută. O vioară furată care n-a fost furată, e Caragiale, o scrisoare pierdută. Și între timp, acest violonist, mă rog, a început niște, a pornit o petiție online și vorbește despre faptul că se simte hărțuit în propria țară și eu înțeleg. E o problemă gravă de imagine a țării și cazul trebuie cumva, eu nu știu care e metoda de intervenție în procesul dosarului penal. Deci, din câte am înțeles, ministrul culturii nu are puterea să vină și spune, ia, întrerupeți acest dosar penal, ce-i cu asta? Pentru că ar fi o emisiune în întreburile procuraturii. Dar cred că există un procedeu legal care ar putea întreba totuși pe acești procurori, dar cu ce vă ocupați, bă, fraților? Voi ce faceți, de fapt? Pentru că rezultatul acestei așa zise investigații va fi faptul că instrumentele scumpe vor ocoli Republica Moldova de acum înainte și noi, ca instrumente, vom avea cele produse la fabrica de mobilă, cum zic eu, da? E un risc foarte mare. Și asta e o problemă. Trebuie să da, rezolvăm. Au administrat ceva probe din asta, știți, iau ceva consistență, de ce se leagă? Din punctul meu de vedere, nu. Am înțeles. Sau comis niște greșeli.
într-adevăr, și Alexandra a comis niște greșeli. Din ce cauză le-a comis, nu pot spune că n-am discutat cu dânsa, dar a făcut greșeli. Bun, greșelile sunt greșeli, ele pot fi sancționate, nu știu. Deci cazul de dosar penal vorbește despre tentativă de contrabandă. Contrabandă cu ce? Cu un instrument care îl duci în mână, nu-l ascunzi în mașină. Deci e foarte multe întrebări și față de procuratură. Și filarmonica, puteți să ne spuneți? Filarmonica, pe durata anului viitor ne propunem și vom face, ca rezultat vom avea un concurs de proiecte, de idei, pentru a avea finalitatea acestui concurs va fi un proiect foarte clar a unei filarmonici moderne, noi, care va avea cea mai bună acustică posibilă din zona Europei. Dar, propriu zis, filarmonica, când am putea avea? Puteți faceți o prognoză? 5, 7, 8 ani? Cât poate dura construcția? Nu sunt constructor și n-am construit niciodată filarmonici. Eu bănuiesc că ea se construiește și într-un an de zile, dacă ai bani. Problema, cred că la noi va fi în a găsi cine să o construiască și să exact avem bani să o plătim. Această informație noi vrem pe durata anului viitor și avem fonduri prevăzute în bugetul Ministerului pentru aceasta, să anunțăm un concurs internațional, să găsim, nu-mi place cuvântul, identificăm acea firmă, acea societate, companie care a mai construit filarmonici, care înțelege ce înseamnă acustica unei săli și vom avea un proiect care va fi clar de câți bani e nevoie și de ce e nevoie ca să construim filarmonica. Domnule ministru, eu cu cea mai mare plăcere și drag vă doresc, Doamne ajută, într-un domeniu foarte complicat. Sper să aduceți mai multă cultură în Republica Moldova. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit în această seară. Rămâneți alături de TV8. Urmează știri.